câteva gânduri așa la jumătatea construcției. Să știți că la început ne supăram foarte tare când nu ieșeau toate unghiurile perfect sau când planul nostru inițial poate nu putea fi pus în aplicare și trebuia modificat. Ne-am dat seama că până la urmă nu trebuie să fie nimic perfect. Nu trebuie să facem performanță, nu ne trebuie perfecțiune, ne trebuie doar un mijloc de transport care să fie sigur și adaptat nevoilor noastre și deja cred că oricum avem prea multe. Noi suntem călători. Ne definim ca și călători, corect? Un călător nu e tot timpul confortabil, nu pleacă de acasă să aibă absolut toate facilitățile pe care le are într-o casă. Acestea fiind spuse, cumva cred că pe parcursul acestei conversii ne-am dat seama că oricum ar fi, oricum ar ieși, e minunat ceea ce reușim să creăm cu mâinile noastre și până la urmă contează destinația și unde ajungem și experiențele pe care le trăim, mai puțin dacă avem apă caldă sau toaletă sau cuptor, deși le avem. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube! Noi suntem Dana și Claudiu, călători full-time, îndrăgostiți de libertate și de viața pe drum. Am plecat în această aventură numită Van Life în iunie 2020 și până acum am călătorit doar în Grecia. De curând am vândut vechiul camper și am cumpărat o altă dubă pe care urmează să o convertim într-un camper adaptat nevoilor noastre. Pregătim o călătorie diferită de cea care tocmai s-a încheiat în afara Europei, așadar căsuța noastră pe roți trebuie să fie adaptată să facă față noilor provocări. Și despre provocări vom vorbi aproape în fiecare episod, pentru că o mașină veche de 30 de ani, cu pereți care se îngustează către plafon, reprezintă o provocare în sine atunci când vrei să o transformi într-o casă în miniatură. Astăzi avem un proiect un pic mai artistic. Vrem să acoperim ușile de la mobilierul de sus cu pânză de sac. Asta ca să mai spargem un pic monotonia și să nu fie totul chiar alb. Să vedem cum ne iese. Am cumpărat sacul acesta pentru conversia de data trecută și nu l-am folosit. Acum vom tăia bucăți pentru fețele de uși și ne-am gândit să le prindem așa cu aceste stinghiuțe pe care le creează Claudiu acum. Trebuie să-l întindem mai bine. Nu știu, arată foarte bine. Uh-huh. Nu-ți se pare? Uh-huh. Ce drăguț e! Materialul nostru nu pare să se îndrepte numai pentru că vrem noi să tragem de el. Așa că ne-am gândit să-l călcăm. Și nu merge nici așa. E mult prea gros. Să parcă se mai îndreaptă. Urmează să vopsim aceste stinghiuțe cu alb. Și apoi ușa noastră e gata. Mie mi se pare că arată foarte bine. A fost ideea lui Claudiu, mărturisesc, să facem aceste uși în felul acesta. Și arată interesant. Am terminat o ușă în cam o jumătate de oră ne-a luat. Am o jumătate de oră, mai avem 3. Astăzi vreau să vorbim despre blaturi de bucătărie.
pentru că nouă ni se pare că blaturile de bucătărie sunt o componentă importantă a mobilierului, schimbă aspectul bucătăriei. Nouă ne plac blaturile de bucătărie de lemn masiv. Avem astfel de blaturi de mulți ani în casă. La început ne-am temut de ele pentru că sunt un pic mai greu de întreținut. Principalul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când ai un blat de bucătărie de lemn masiv este să cureți imediat ce ți-ai terminat lucrul în bucătărie cu un șervețel. Și de asemenea, ele trebuie date cu ulei din când în când pentru că se usucă. Și astăzi o să vă arătăm blatul pe care l-am cumpărat noi de la Brico Depot, din lemn masiv de stejar. Am avut în camperul trecut un blat de fag, tot de la Brico, care s-a comportat destul de bine, numai că fagul are o nuanță roșiatică și de data aceasta am vrut o nuanță de stejar. Am găsit acest blat de stejar care are o lungime de 300 de centimetri, s-a potrivit pentru nevoia noastră, a trebuit să cumpărăm doar unul și a costat 800 de lei. Înainte să-l instalăm pe mobilă, o să îl ungem cu ulei și noi folosim uleiul de măsline. Există și alte variante de întreținere a blatului de lemn masiv, dar sunt mai costisitoare. Să știți că uleiul de măsline merge de minune, probabil că și alt ulei, nu știu, n-am încercat, noi pe ăsta l-am folosit și pe acesta o să-l folosim în continuare. Așadar, astăzi tratăm blatul cu ulei de măsline. O activitate plăcută. Vom finisa ușile de la corpurile superioare. Mai avem de fixat stinghiuțe din acestea peste materialul de pânză de sac pe care l-am fixat deasupra. O să fixăm aceste stinghiuțe cu cuie, cu ajutorul unui pistol cu aer comprimat. Perfect! Cam așa ar arăta rezultatul final al ușilor noastre de la corpurile superioare. Îmi place foarte mult, mi se pare ca o personalitate. Am constatat că am o nouă problemă, să zic așa, problemă. Știu cât de bine se poate vedea. Piulițele șuruburilor cu care am prins lamelele acestea de somieră freacă blatul și e posibil ca în timp acesta să se zgârie și am hotărât să le scot. O să tai puțin din șuruburi, o jumătate de centimetru, și o să fac un șanfren în lemn să intru cu piulița în nivelul lemnului și în așa fel să nu mai frece un blat. Este vorba de 3 piulițe pe partea aceasta a blatului și încă una sau două pe partea opusă. Gata, am rezolvat cu șuruburile, le-am tăiat și le-am pus mai în interior. Cam așa arată. Să trecem mai departe. Începem să fixăm mobilierul în interiorul lui Hans.
Vom prinde între ele corpurile cu ajutorul holciuruburilor, iar în partea din spate vine prins în traversa care face parte din structura mașinii și îl vom prinde după caz cu holciuruburi sau cu autofiletante. Ca și în camperul celălalt, am montat aceste pistoane hidraulice care ajută ușa să rămână deschisă. Nu suntem încă siguri dacă să mai punem mânere sau nu. O să vedem. Mi se pare că arată destul de bine și fără mâner. Ne mai gândim, mai este încă timp. Începe să prindă formă căsuța noastră. Nu am mai filmat de ceva timp pentru că nu ni s-a părut așa interesant să vă arătăm cum prindem mobila în șuruburi. Am pus și parte din electrocasnice, doar așa de formă, frigiderul și cuptorul, să vedem dacă se încadrează. Mi se pare că s-a schimbat foarte mult aspectul casei noastre de când am pus aceste uși de care suntem foarte încântați. Arată așa o grijă pentru detaliu și fac interiorul acesta să arate mai mult ca o casă. Mai avem de lucru, în general, la detalii. Aici trebuie să vină un dulap, chiar în spatele meu. Dulapul dintre pat și perete, acela la care ne-am chinuit câteva zile bune să îi dăm o formă. A fost destul de dificil la dulapul acesta, dar a trecut, l-am realizat, o să-l mai filmăm probabil pe acesta când îl punem pe perete și mai sunt lucruri de făcut, dar deja pare că am trecut de jumătatea proiectului. Din cauza cuptorului, ușa de la frigider nu se deschide în totalitate, dar e suficient până aici. Provocări. Tot timpul. La fiecare pas, la fiecare etapă. Lucrurile pe care nu le faci la timpul lor se răzbună. Tocmai ne-am dat seama că ar fi bine dacă am tăia aici bucată din această parte mobilă și la fel acolo, pentru că e prea aproape de laterala mașinii și pentru că freacă acolo și ține. Așadar, trebuie tăiat. O să fie distractiv cu latul pus și fui foarte strâmt locul acolo, dar nu avem ce face. După cum spuneam, detalii pe care nu poți să le prevezi dinainte foarte bine. Gata, am tăiat. Sper că se observă. Am lipit și un pic de pâslă pe spatele acestei stinghii ca să nu zgriem blatul. Am lipit-o și am capsat-o. Cam asta ar fi.
Din nou. Mai încoace între mine, nu? Sau? Nu, mai încoace pe tine. Așa. Da. Ce? Nu mai zic că te supe. Pe care parte e care să vede? Păi nevopsită, că la uis. Mi-i trebuie o mână la asta. Păi de ce? Păi că așa mai trebuie. Tu nu vezi? Cred că am greșit părțile. Că aici am dat 2000 și aici am dat 1000. Ta-da! Acesta dinspre ușă. Dacă vă întrebați de ce ușile noastre nu vin până jos, pe toată lungimea dulapului, este pentru că aici vor veni cele două saltele. Atunci când patul este strâns, cele două saltele au 25 cm înălțime, este această bucată pe care noi am gândit-o așa, pentru că vrem să accesăm dulapul și când patul este strâns și cele două saltele sunt suprapuse. Și de dragul simetriei am făcut același lucru și la cel de-al doilea dulap, chiar dacă aici nu vor veni două saltele una peste cealaltă, dar nu am vrut să arate diferit. Gata ușile, gata dulapul.